Aceasta a fost tradiționala toacă inexistentă la bisericile și mănăstirile ortodoxe. Dragi prieteni, membri ai parohiei, invitați doamnelor și domnilor, bine ați venit la concertul tradițional de colinde pe care parohia noastră vi-l prezintă în fiecare an cu artiști minunați, instrumentiști, vocali, concert în spatele căruia se ascunde multă muncă, multă trudă, mult talent și multă pasiune. Vom deschide concertul din această seară cu domnul Gabi Samoile, originar din Meleagurile Transilvaniei, din Sighișoara medievală din județul Mureș, care este și bunic de 3 luni, are o nipoțică, Emma Maria, și care va interpreta pentru dumneavoastră, domnul Gabi Samoile, fiind și un pasionat de folk, vă va aminti de Cenacul Flacăra, fără îndoială, de nostalgia anilor noștri de tinerețe din România. Deschide nana ușile, afară ninge liniștit și galbenă gutuie. Deschide nana ușile, că vin prunci cu dobile, coringhele, 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 corin, că de-a seară stăm pe afară și o pinci de-o înghețară. Coringhele, corin, coringhele, corin, creștinii de-or înghețatu, de ne-o ninți și ne-o ploiatu. Coringhele, corin, coringhele, corin, până-nă mai mare focul, să se vadă în oblocul. Coringhele, corin, coringhele, corin, până-nă lumină casă, să se vadă pe fereastră. Coringhele, corin, coringhele, corin, dacă nu ne afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitat-am jocul. Iar noi pe lângă mama stând, de mult uitat-am jocul. În casă patul e făcut, dar cine să culce când mama spune de Iisus cu glasul ei cel dulce? Când mama spune de Iisus cu glasul ei cel dulce? Cum s-a născut Iisus în fân, în ieselea-i săracă,
iar boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Iar boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Au mai venit la el apoi păstorii de la stână, iar îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Iar îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Dulce galbenă lumină, când și eu ăla eram, mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum că luminează, n-am puterea s-o consum. Galbenă butuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Poftiți! Galbenă butuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globul, nici beteagă și nici plan. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și o văd cum luminează, n-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Parcă are neam ceasornic și al mamei plânse blând. Luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare când copii noi mai eram era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată viața noastră. Vă mulțumesc! Sărbători fericite tuturor! Galbenă gutuie, cred că este una dintre cele mai frumoase piese din repertoriul folcului românesc, care era și în repertoriul regretatei Tatiana Stepa, plecată dintre noi prea curând.
Eu am primit programul cu câteva zile și când am văzut că domnul Gabi va cânta Galbenă Gutuie, m-am umblat prin magazine ca să-i găsesc o galbenă gutuie. Cu plăcere, vă mulțumim! Iar acum, de la Sighișoara, rămânem în Transilvania, dar undeva mai spre nord, în capitala Transilvaniei, Clujul, Coloșvar, Klausenburg, în ce limbă doriți dumneavoastră, pentru că de acolo vin două voci deosebit de frumoase. Vocea lui Cătălin Gheolțan, șeful grupului Tarabostes și al corului parohiei noastre, clujean, și Mihai Mureșan, clujean și el. A venit și aici Crăciunul. Îl invit și pe Gabriel Nanu la clape. Să-l aplaudăm, să prindă curaj. Extraordinar, care s-a intitulat A venit și aici Crăciunul. Este o colindă deosebită pe versurile poetului Radu Gir, care a suferit mult în închisorile comuniste. Mesajul este sfâșietor și cred că se potrivește foarte bine cu ceea ce trăim astăzi. Mi minor. A venit și aici Crăciunul să ne mângâie. Cerul nu se aprinde.
Câte emoții ne-au transmis acești interpreți? Mulțumim! În continuare, prin colindele alese, noi vrem să împărtășim această sfântă sărbătoare. Așadar, corul parohiei Sfântul Pantelimon a pregătit câteva colinde. Deci invit pe scenă Valentin Ciopali. Ioan Vasilescu. Mihai Mureșan. Adrian Suciu. Ion Cabel. Părintele Vasile Trif. Rodica Cabel. Otilia Oprean. Doamna preoteasă Simina Trif. Liliana Vargu. Ioana Bogdan. Alina Șomne. Maria Miron. Ana Maria Gheltan. Maria Vlad. Valeria Iancu. Și o să mă alătur și Ela. Și bineînțeles, Cătălin ne va tot da tot. Yeah.
Mulțumim corului. Așa cum v-am obișnuit, noi continuăm programul, deci avem un repertoriu foarte vast. În seara aceasta, ca de obicei, cum este învățată, Gabriel Gheorțan participă... Mă scuzați? Gabriel Gheorțan participă de fiecare dată când sunt spectacole în beneficiu parohiei. Cu vocea ei cristalină și melodioasă ne va cânta în seara aceasta cu un repertoriu foarte vast. La rândul ei este îmbrăcată într-un costum deosebit pe care domn profesor Vanial va explica după ce Gabriel va cânta. O las împreună cu tatăl ei, Cătălin Gheorțan. Dacă îmi permiteți un mic lucru aș mai adăuga, este primul an în care cântă românește. Și să vă mai spun ceva, vine de la ea acest lucru. Așa că, cel puțin, eu am fost extrem de bucuros de bunici, nu mai vorbesc, și să o aplaudăm, merită. Avem nevoie și de pian aici, și de clapă, și de bas, și de două pompi. Doresc oricărui părinte să aibă bucuria asta pe care o am eu.
Mulțumim! Și ultima pe care o cântă Gabriel. Mulțumim, mulțumim mult, într-adevăr, nu e ușor să cânți lângă vocea ei, așa? Mulțumim! Mulțumim! Și îl invităm... Familia Gheolțan este un bun exemplu unde minoritățile sunt șefi, pentru că acasă sunt trei fete cu Ana Maria, dar șeful muzical este Cătălin. Gabriel, te-aș ruga să revii pentru că am fost rugat ca să-ți prezint costumul popular care este deosebit de frumos. Nu știu dacă toată lumea știe, dar în Transilvania sau România noastră de vest, fetele, femeile, au patru feluri de costume populare diferite. Costum popular de tânără fată necăsătorită, costum popular de femeie măritată, costum popular de femeie în vârstă și costum popular de bătrână, de la 100 de ani în sus. Nu, este adevărat ce vă spun. Candidatele de la concursul televiziunii române, Floarea din Grădină, dacă vă amintiți, care veneau din Ardeal, erau trei etape. La etapa întâia veneau cu un costum de tânără fată nemăritată, la etapa a doua cu un costum de femeie măritată și la etapa a treia cu un costum de bătrână. Evident, Gabriela are un costum popular de tânără fată nemăritată și cum ne dăm seama de asta? Prin culorile frumoase roșu, negru, verde, prin cămașa frumoasă cu mâneca plisată și cu broderie, prin această podoabă de pe cap, care în Ardeal se numește măcău,
Nu vă ascund faptul că odată treceam cu mașina prin Ardeal și este un sat acolo Măcău și nu știam ce înseamnă. Acum știu că a trebuit să mă documentez. Este această frumoasă podoabă de pe cap și observați că are o fustă, dar în fața fustei și în spatele fustei, de obicei, în Ardeal, femeile au ceea ce se numește cretințe, adică șorțuri. Evident că totul este făcut de mână, pentru că iarna, nefiind așa de mult de lucru afară, femeile stau în case și fac toate hainele, cămășile, rochiile, fustele, podoabele pentru cap de mână, ceea ce le ia timp de luni de zile și toate sunt creații unice, nu industriale. Un astfel de costum realizat în România este de fiecare dată unic în lume. Mulțumim, Gabriel! Ai fost și manechin în seara asta. Dar nu am terminat cu prezentarea costumelor populare. Am să încerc să fiu scurt, deși profesorii vorbesc mult. În decembrie 1989, când în România cădea regimul comunist, la Baia Mare era un adolescent care avea 14 ani și care nu știa că peste ani de zile avea să treacă oceanul în Canada, ca să păstorească una dintre cele mai frumoase, mai apreciate și mai deosebite parohii ortodoxe românești, adică a noastre. A absolvit 3 facultăți, nu numai teologia, dar și istoria și filozofia și sociologia. Este și nu numai preot, dar este și asistent social, este și poet, este și pictor. Este vorba deci de părintele nostru, care în această seară va fi și solist vocal, deoarece va prezenta 4 colinzi, dar care este îmbrăcat cu o cămașă deosebită, făcută de mână, toată din dantelă. Și această cămașă este făcută într-unul din cel mai celebre sate din Maramureș, Groș, de unde vin cei mai mari taragotiști ai României, Dumitru Fărcaș, Dumitru Dobrican. Ei, soția lui Dumitru Dobrican, Mărioara Dobrican, a făcut această frumoasă cămașă, care are mânecile plisate, cu broderii în formă de cruce, și la guler, și pe piept, și la mâneci. Și trebuie să vă spun că ceea ce este Elveția pentru Europa, este Maramureșul pentru România, pentru că în Maramureș sunt mai multe țări, țara Chioarului, țara Lăpușului, țara Oașului și așa mai departe. Deci din Confederația Elvețiană a României, în interpretarea părintelui nostru Vasile Trif Junior, 4 colinzi, Doamneler Domnului Doamne, Bună seara lui Crăciun, Sculați, sculați, boieri mari și Asta-i casa cea frumoasă. Părintele Vasile Trif Junior. Doamnele, Domnului, Doamnele,
Cel bătrân e aici cu noi. El e nelipsit din spectacolele noastre, mai ales spectacolele noastre de Crăciun.
Și așteaptă să-L hrănim în fiecare zi, în fiecare secundă, să-L creștem, să-L îmbrăcăm, ca apoi El să locuiască în toată ființa noastră. Și atât de mult iubim această casa noastră, sufletul nostru, încât nu putem să spunem decât că aceasta este casa cea frumoasă, biserica și locul unde suntem cu oameni frumoși. Fiecare frumos în felul său, care vibrează la cele dumnezeiești într-o manieră deosebită. Deci aici am... Asta-i casa cea frumoasă, Thank you.
Mi-am uitat straița. Mulțumesc mult. Îl invităm pe domnul profesor Vanea Tudore, distinsul nostru prezentator, de suflet să facă prezentări în continuare. Mulțumesc mult. Mulțumesc, părintele, a primit o sticlă de vin Lambrusco din Italia, vinul preferat al lui Luciano Pavarotti de la Modena. Părintele a interpretat ultima colindă, asta e casa cea frumoasă, deoarece colindătorii vin pe la case. Și în seara aceasta dumneavoastră ați fost invitat nu numai la biserică unde se prezintă concertul, dar și acasă, la doi ardeleni, originari din județul Brașov. Este vorba de familia Vlad. Trebuie să vă spun că în anul 2005, la Universitatea din Brașov, o tânără studentă pe nume Băcișot Rodica Ioana, ulterior avea să numească Vlad, că avea să căsătorească cu domnul Vlad, prezenta lucrarea sa de diplomă despre celebrul ei sat de județul Brașov, Cuciulata. Iată lucrarea de licență a doamnei, felicitări! Poate că românii nu aveau un Mihai Eminescu dacă la Cuciulata, în 27 noiembrie 1818, nu se năștea acolo Aron Pumnul, profesorul lui Mihai Eminescu de la Cernăuți. Dar în acest sat s-au născut și alți mari oameni ai neamului românesc și doamna Rodica va prezenta costumul popular care vine din Cuciulata, iar soțul ei va prezenta costumul popular care vine și el dintr-un alt sat de unde este originar, celebru, mai ales în folclorul românesc, Crihalma. Știți că în Ardeal există dansuri feciorești interpretate numai de către bărbați, dar există și un singur dans femeiesc, Crihalma, din județul Brașov, de unde vine domnul Vlad. Deci îi lăsăm să-și prezinte frumoasele costume populare, autentice, foarte vechi și care sunt transmise de la o generație la alta, timp de secole. Mulțumim foarte frumos, domnul profesor! Cu mare bucurie am acceptat anul acesta să fim gazde. Vrem din suflet să considerăm că suntem în numele dumneavoastră, gazdele celor care ne-au colindat, să le mulțumim din suflet pentru efortul care l-au făcut să ne colinde și acest an. Cum domnul profesor bine a spus, venim din România, din județul Brașov, sate care le ducem numele, sperăm, cu cinste. Ne bucurăm că avem frumoase rădăcini în aceste sate. Satul Cuciulata, într-adevăr, este foarte bine cunoscut după marele profesor al lui Mihai Eminescu și vreau să vă spun, dacă intrați un pic pe bunul nostru internet și luați informații, să vedeți cât de mult a fost iubit Aron Pumnul de Mihai Eminescu și cât de mult a suferit când a murit un pic cam tânăr acest mare, mare profesor și un mare revoluționar care a scris foarte multe cărți, Aron Pumnul, dar i-au fost arse toate cărțile la Blaj. O pierdere imensă pentru istoria noastră românească. Nu vreau să mă lungesc cu istoria, că soțul meu e profesor de istorie și eu nu mă bag în domeniul lui. Vreau să vă prezint repede costumul meu, care îl port cu mare, mare cinste. Pașii în această seară m-au ajutat cu ghetele purtate de bunica mea. Sunt mândră că au ajuns cu mine aici în Canada și că le port cu cinste. Femeile la fustele spunea rochii, deci mi-am pus o rochie. Probabil că mai de mult nu erau rochile lungi, erau fustele și iile care vă îmbrăcau corpul femeilor, deci eu port o rochie neagră, se purta la noi în sat, rochile, o ie, e ia bunicii mele. Vreau să vă spun că mergeam cu bunica mea la biserică și mi-aduc perfect
bine aminte cum purta cu mândria această ie. Avea mult mai multe, dar ia asta am vrut să ajungă în Canada cu mine. Și vreau să vă spun că a venit odată cu noi în Canada, nu după ce am ajuns noi. După care femeile purtau pe timpul verii un lăi bărel laibă, iar iarna erau cheptarele de lână. Din păcate, eu nu am apucat, fiind mai mulți nepoți, n-am apucat să muștenesc cheptarul albătrân. Așa că m-am mulțumit foarte, foarte mult și cu lăi bărelele și am adus două lăi bărele. Unul l-am purtat eu, l-am pe mine și unul era pe Gabriela, care ne-a colindat foarte frumos. Pe cap, astă seară, nu am cârpa care se purta la noi în sat, pentru că vreau să vă arăt tuturor că sunt măritată în satul Crihalma. Și așa că mi-am pus frumosul măcău care se poartă în satul Crihalma, care eu îl port cu foarte, foarte mare mândrie. Un pic vreau să vă spun, să completez pe domnul profesor de Fecioreasca Fetelor de la Crihalma. Înainte să-mi cunosc soțul și că era crihalmea, eu am fost foarte, foarte, foarte tare îndrăgostită de acest dans, Fecioreasca Fetelor de la Crihalma. Și când eram la liceu, am intrat în formația de dansuri populare și mi s-a părut extraordinar de greu acest dans, pentru că e un salt săltăreț care depune multă energie, dar nu m-am lăsat până nu l-am învățat. Ei, și soarta m-a dus în satul Crihalma și l-am cunoscut pe soțul meu, unde ne-am întemeiat o familie minunată. Avem doi copii, o fată pe Maria, care ați văzut-o aici, nepoțelul nostru care a fost la masă cu noi și în curând o să avem și o nepoțică, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și mai avem încă un băiat care ne reprezintă cu mare, mare cinste și omenie în satul nostru natal, acum de sărbători, care el vrea să țină legătura cu satul. Și mai mult de atâta, i-a mobilizat de câțiva ani pe tineri care mai dădeau așa să se facă obosiți, că nu mai poate să ducă tradiția mai departe, și piciorul nostru s-a dus acolo și nu i-a lăsat. Și acum va fi ultimul an când merge cu ceata în sat, dar ne-a spus cu foarte mândrie înainte să plece: să știți că sunt fer convins că obiceiurile de iarnă se vor duce mai departe, pentru că am luat în grupul nostru copii foarte tineri și sunt foarte mulți. Așa că ne face cinste și omenie în satul nostru drag, Crihalma. Vă mulțumesc foarte mult și sper din suflet să spun în numele dumneavoastră încă o dată mii de mulțumiri celor care au depus efort pentru acest concert minunat. În continuare, soțul meu va prezenta purtul bărbătesc. Vă mulțumesc foarte frumos! În primul rând, bună seara și bine ați venit la concertul bisericii noastre. A devenit un obicei, o tradiție de peste 10 ani de zile, ca în fiecare an înainte de Crăciun să prezentăm acest concert care a devenit un brand. Ne mândrim că facem parte din grupul, din familia acestei minunate biserici. Și aș vrea să spun câteva cuvinte înainte de a prezenta portul, referitor la satul de unde venim, special eu, pe lângă ceea ce a spus domnul profesor Vania, numele satului Crihalma vine din limba maghiară, în traducere, pământul regiului sau dealul regiului, de la Kirealihol. Asta vrea să spună că pentru mai multe sute de ani, așa ca și alte multe sate din deal și satul de unde venim, a aparținut unui boier, unui grof maghiar. Și această moștenire se transmitea din generație în generație și s-a terminat totul la 1918, când oamenii s-au răzvrătit, s-au răsculat și au distrus, din păcate, o frumoasă proprietate care
ar fi putut avea orice altă întrebuințare. Referitor la ținută, la port, am lăsat aici pe scaun și eu și soția mea un articol, este în limbajul de la noi din sat, se cheamă frijuri. Este o țesătură din lână care se folosește iarna și în special la sărbători. Este o scurtă, să zicem, de lână și în special de Crăciun purta toată lumea, atât bărbații cât și femeile și ficiori, fetele. Referitor la aceasta, vreau să spun că dacă de Crăciun se purta acest frijuri, de anul nou și de bobotează, la noi în sat, nu știu, probabil că și în alte sate, nu cunosc foarte bine, lumea și în special persoanele în vârstă, atât bărbați cât și femei, aveau un alt articol de vestimentație, lung până în pământ, din același material și se chema zeghen. Și femeile de la noi aveau ceva specific, aveau din același material ca niște aripi făcute pe lateral și mă fascinau copil fiind, avem o biserică foarte mare acolo în satul nostru, ca și o catedrală, foarte mare pentru un sat mic totuși, și era plină de lume biserica și noi tinerii eram în pot și admiram. Era o atmosferă teribilă, o atmosferă de sărbătoare, care, din păcate, în multe sate nu se mai regăsește acum pentru că s-au depopulat din mai multe cauze. Deci, pe lângă acest articol de vestimentație specific, avem și căciula, am lăsat-o aici undeva, căciula din blană de miel, pe urmă, această cămașă, vreau să vă spun că datează, deci are peste 70 de ani de când a fost fabricată și a fost produsă înainte de nunta tatălui meu. Pentru că mai de mult la țară, lumea, tinerii se îmbrăcau, chiar și de cu ocazia nunților, se îmbrăcau românește, pentru că se mândreau cu ținuta, cu portul și cu tot ceea ce ne reprezintă. Peste această cămașă este o cârpă de păr, spune, care vrea să se asorteze, aș spune eu, cu anumite articole din ținuta femeilor special, cu cătrițele, cu șurțul. Pe urmă, cioarecii de lână, peste care veneau cizmele de box, de, cum le zicea, cizmele de piele, și toate acestea erau cucurea, lată sau șerpa, cum îi spune la noi, peste, în față, oamenii căsătoriți purtau un șurț de lână țesut. Cred că am spus cam tot ce îmi lipsește din ținută, din păcate sau din fericire, cum a menționat soția mea mai devreme, mai este un laibăr din piele de miel, cu frumoase articole, cu desene, cu ornamente, foarte frumos, un laibăr care se încheie pe lateral, deci vine partea din față și spatele și foarte frumos. Acesta îmi lipsește pentru că băiatul nostru l-a păstrat pentru a colinda și a avea cu el acest, care la fel are o vechime foarte mare, peste 70 de ani. Vă mulțumesc frumos și să lăsăm să vorbească colindător. Familia Vlad mi-a dat să consum și monografia satului Crihalma, scrisă în anul 1950, cu fotografii din anul 1950 istorice, când computerul nu exista, deci bătut la mașină și scris de mână, de preotul Dionisie Bucur din acel sat, care a fost arestat și torturat de comuniști. Mulțumesc pentru această monografie, care este o piesă deosebit de prețioasă. La fiecare festival folcloric de România sau la televiziune, când apăreau fetele de la Crihalma, erau aplauze fără sfârșit. Probabil vă amintiți de melodia lor când intrau în scenă una după alta în șir. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la dreapta. De o maestuozitate, de frumusețe absolut extraordinară, unică în lume. Iar acum, unică în cântări de pricesne și adevărată privighetoare a corului parohiei noastre, cu o voce izvorâtă din corzi vocale celeste, ea este o prințesă pogorâtă din țara Oașului, iar în această seară ea este îmbrăcată într-un frumos și unic costum popular, purtat inițial de către o bunică care l-a făcut de mână, apoi de o mamă, iar astăzi de către ea, și ne va interpreta 5 colinde. Steaua care strălucea, înaintea Iestor Curț, Ferice, Ferice, Hoila, Raiule, Grădină, Verde. Este inegalabila Alina Șomle. Bună seara, mulțumesc, domnule. Bye.
Vreau doar să vă zic că mâine cântă în deschidere la Paula Selling și tare, tare mă tem că a cântat mai fain ca ea. Așteptăm la concert dimineața. Slobodnie gazem kasem, nie chcę nie na feria, spokojna.
Mulțumim, Anina, și sper că mâine seară o să cânți la fel de frumos. Continuăm această sărbătoare domnească cu formația Leta Labostes. Până acum ați văzut câțiva membri ai formației acompaniând diversi artiști. Deci ei ne-au pregătit niște colinde românești, internaționale. Deci, cum nu sunt toți pe scenă, o să încep întâi să-l prezint din nou pe Cătălin, fondatorul formației. Valentin Ciopale la vioară și chitară. Dan Oniță la tobe. Andreea Gheorțan la chitară bas. Marius Chelariu la chitară. Cristian Șipoș la chitară și Gabriel Nanu la clape. Deci, Marius cu Gabriel și cu Cristi sunt la primul lor concert de Crăciun. Până acum au mai participat Marius și cu Gabriel la alte spectacole pentru beneficiul comunității bisericii. Deci, ei v-au pregătit Ce ați văzut păstori, Colinda Cargo, Sfânta Noapte de Crăciun, Nopți de Argint, Colindul Casei, Run, Run, Rudolf, In Excelsis Dio, Feliz Navidad. Nu pot să nu trec, să nu menționez totuși pasiunea acestor artiști care săptămână de săptămână se întâlnesc și repetă cu mare bucurie colindele, de cântecele. Strădania lor a fost salutată și apreciată de diverse grupuri, de dumneavoastră chiar, câțiva dintre dumneavoastră ați participat la spectacolele lor, la deschiderea concertului lui Phoenix la Montreal, în 2019, și dacă stau și mă gândesc, 2019 a fost un an complet plin de realizări, deci începutul spectacolului la Phoenix, au organizat ei însuși spectacolul de colinde la Colegi Maisonneur, a venit și aici Crăciunul. Iar anul acesta au avut șansa, da, aș putea spune, de a da un concert complet în memoria lui Adi Bărar, fondatorul grupului Cargo. Acest concert nu a putut fi realizat fără implicarea lui Ioța Draghici și nici Draghici, da? Și nici fără ajutorul lui Lucian Purici, care a filmat spectacolul. Și deci îi invit pe scenă pe toți și le las microfoanele. Da, mulțumim pentru prezentare. Aș mai adăuga ceva, dar nu mai am ce. De obicei îmi place să adaug o prezentare completă și într-adevăr ce pot să spun e că North American Cargo Tribute, unde am fost solicitați ca și trupă schelet, practic ne-a dus multă, multă satisfacție cântând alături de muzicieni extraordinari și vreau să vă spun că în acest moment l-am cunoscut pe Cristian Șipoș, un chitarist deosebit, care e aici cu noi, și pe Marius Chelariu, pe care îl avem cu noi de ceva timp, doi chitariști deosebiți, așa că ceea ce a făcut ca eu să nu mai cânt la chitară și să mă reprofilez, că mi-e rușine de ei așa, cântă tare bine. Bun, hai să nu ne mai lungim. O să trească să cântați cu noi, că nu vă lăsați.
vă las, nu mai continui dacă nu cântați cu noi. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Haideți! Am văzut pe născutul, un din sus din cer venitul, Fiul Dumnezeiesc, Fiul Dumnezeiesc. Ce American Cargo Tribut și nu o să vă vine să credeți acești rockeri furioși, periculoși, care cântă extraordinar, cu toții știți dacă ploaia, bine, nu o să o cântăm în seara asta, cântă și colinde și le cântă atât de frumos. Și în seara asta vom cânta o colindă interpretată de trupa Cargo, de-aia se zice colindă Cargo, așa că începem cu chitariștii noștri și să vă zic ceva, o cântăm mai bine ca Cargo. Sper să nu audă.
o colindă pe care am prelucrat-o în stilul propriu Tarabostes, o colindă pe versurile lui Adrian Păunescu în muzica lui Emeric Imre. Se numește Sfântă Noapte de Crăciun, este o colindă mai specială. La refren puteți cânta cu noi, că merge. Chiar dacă e special. Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căl și nuci împlinit, multe ceruri se deschid. Vin în căl și nuci împlinit, multe ceruri se deschid. Deosebită colinda, într-adevăr, o colindă minunată. Și acum un cântec de Crăciun pe care îl iubim foarte tare, vine de la Cluj, că vorba aia suntem câțiva de la Cluj, sau nu mai aici, nu? Așa, cine e de la Cluj mâna sus, vine de la Cluj, îi semnalem o trupă foarte iubită și... Cântecul se numește Nopți de Argint, semnale. Bun. Dăm drumul.
o lume de poveste, un alcovor e peste tot, lumini ce se trezesc la viață. În casă-i cald și pace, și zilei se face somn, îi sunt o nouă dimineață. Nopți neagim, fulgi de neam, vărbim, nopți de vis, ce vestesc un nou început. Nopți neagim, amintiri ce lumin, nopți de vis, ce păzesc clipeci ce-au trecut. Mario Schelario! Arată un nor, în ochi se aprind lumini de dor, ce strălucesc ca două stele. Îmi pare totul fermecat, că stelele ce m-au iertat mă îndeamnă să mă uit la ele. Haideți că ne prind ușor! Nopți de argint, fulgi de neam, nopți de vis, ce vestesc un nou început. Nopți de argint, amintiri ce mint, nopți de vis, ce păzesc clipe ce-au trecut. Nopți de argint, fulgi de neapărurit, nopți de vis, ce vestesc un nou început. Nopți de argint, amintiri ce lumin, nopți de vis, ce păzesc clipe ce-au trecut. Și acum vom cânta o colindă, o colindă care este într-o limbă română mai bizară, pe care o numim a română. Mi-a fost foarte greu să găsesc versurile pe Google, pe internet, n-am găsit versurile bune. Colinda este cântată de trupa Rit, avându-l vocal pe Bogdan Munteniță, și l-am contactat pe Bogdan Munteniță și mi-a trimis chiar el versurile pe care le avea el de la bunicul lui care cânta această colindă. Și bineînțeles că este o colindă în a română, o colindă adaptată, pentru că ei cântă, au o trupă solidă și o trupă rock care se numește Rit. Așa că o vom interpreta în această seară. La vârșam la nouă șmerii, ardea-ș nouă lumânării, sus îmi ard și jos îmi pic. Celea-ș nouă picăturii, ruptu mi s-a rupt în patru, foarte mir rău de mir. Și-mi pârău cine
Aici, Doamne, ce-stei curții, ce-stei curs la acest om bunu, ce-stei om bunu, Dumnezeu. Mi-a crescut, mi-a fost născutul, oile rund, aile rund lui, Doamne, de toți milă minunat. De toți milă minunat, oile rund, aile rund lui, Doamne, de tulpină de părtat. La vârșau, la nouă șmerii, oile rund, aile rund, de jos îmi pică, pică una, pică două, picătura cea de rouă. Faptul mi s-a rupt umiza, oile rupt ale lui, Doamne, șup rău cu apă caldă. Dar în el cine se scadă, oile rupt ale se scaldă și se băia, oile rupt, aile lui, Doamne, veșmântat se primenea. Veșmântat și mohorâtul, oile rupt, aile lui, Doamne, lungui la până-n pământ. Țunțurele de agitul, oile rupt, aile lui, Doamne, cea dâră pe pământ. Mulțumim și vom încheia seara cu trei cântece de Crăciun. On va finir notre soirée pour nos invités qui sont québécois. On va chanter trois chants de Noël. Run Rudolph, In Excelsis Deo, Feliz Navidad. Mi se spune de la fotograful la Andreea să rânjească, să râdă, să facă poze. Mi s-o zis discret, așa am zis-o și eu. Discret. Bun, haide să-i dăm drum.
rather make him hurry and take her through the freeway down. Run, 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 run like a merry-go-round. Said Santa to a shy girl, what the police you supposed to get? Hey, the baby, don't let your dry sleep brain wet. And then away we grew up, wheezing like a sacred jet. Run, 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 Santa has to make him down. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, 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 breathing like a berry go round. Chiquita. Run, 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 Santa has to make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, breathing like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, breathing like a merry-go-round. Nu. Nu prea seamănă hrușcă, dar e ok. Bun. O cântare, un imn creștin de Crăciun, In Excelsis Deo, începem cu chitariștii noștri. Să-i aplaudăm! Și să-l aplaudăm pe Gabriel Nanu, care e clapistul nostru și face o treabă omul ăsta, are o ureche. Vă dau cuvântul meu, știți cum e? Numai mă gândesc la ce vreau să cânte și cântă. Deci e extraordinar omul. Bravo, Gabu! Deci o ureche incredibilă. Da. Și Vali are un picior rupt. Sau... ok. Vali, violonistul nostru. Dan Oniță la tobe. Cristi Șipoș la chitară. Marius Chelariu la chitară. Andreea Gheorțan la bas. Subsemnatul la ce pot și eu. Când, chitară, ce cade. Bun. Thank you.
Știți că la sărbările noastre, sărbările sună foarte pionerește, la concertele noastre de Crăciun ne-am făcut un obicei să încheiem cu Feliz Navidad. Că vreți, că nu vreți, noi respectăm obiceiul. Că așa ai dat tina din străbun să respectăm obiceiul. Și străbunii noștri cântau Feliz Navidad, așa că... Am fost Arabostez și să nu uitați că existăm aici în comunitate și mulțumim tuturor celor care vin și ne suportă la spectacolele pe care le facem. Mulțumim din inimă, vă dorim Crăciun fericit, sărbători cât se poate de luminate și bucuroase și să sperăm în vremuri mai bune. Mulțumim! Aplauze încă o dată pentru admirabilii Tarabosteși. Lucrurile frumoase de suflet se fac doar cu oameni deosebiți de suflet. Și ca și preot am o mare bucurie și onoare și o dragoste interioară de a fi înconjurat de oameni de excepție care fac parte din corala bisericii noastre. Aplauze pentru corul bisericii noastre. Oameni dăruiți de Dumnezeu, de asemenea, cu multe talente muzicale, coregrafice și așa mai departe, Tarabosteș, să aplauze și pentru ei. Mulțumiri deosebi Consiliului pentru susținerea și pregătirea și organizarea acestui spectacol, care în fiecare an îl pregătim cum se poate și putem noi mai bine.
Mulțumim gazdelor care ne onorează și ne-au suportat în această seară familia Vlad. Un spectacol are nevoie și de lumini, nu? Mulțumim lui Ioța Draghiș pentru luminile frumoase. Și pentru fotografii. Un spectacol reușit pentru că un spectacol care va colinda toată lumea aceasta și colindă pentru că este live. Mulțumire domnului Nicolae Lavric pentru prezența sa și pentru dragostea față de biserica noastră. Mulțumiri deosebite domnului Lucian Puriș pentru toată dragostea și sârguința. Nu ne auzim, nu putem cânta fără sunet, nu? Mulțumim domnului Luca, Marius Luca, care este membru fondator al grupului Compact. Sper că nu am uitat pe nimeni. Dragii mei, cred că fiecare dintre noi am trăit un moment al copilăriei atât de frumos aici, în această seară. Și pentru că timpul copilăriei este un timp mitic în care realul se împletește cu imaginarul într-un mod deosebit, permiteți-mi să vă ghidez, să ne întoarcem puțin în acel timp frumos al copilăriei pentru câteva clipe în care totul se suspendă și intrăm în acea bucurie copilăroasă. Acel timp al bunicilor în care cei care au trăit la țară l-au trăit din plin. Pentru că aceste momente de ale Crăciunului erau momente de maximă, de plenară trăire. Mi-aduc aminte când venea să ne aducă laptele din sat, Lelea Florița sau Lelea Saveta, și intram cu ele în acel timp mitic în care ne povesteau cum au văzut pe omul nopții care trecea prin pârâu și fetele mergeau spre șezătoare și unul dintre feciori a trecut pe lângă omul nopții care pășea și parcă l-auzeam cum face cu pașii de 2 metri, acel timp în care era departe de realitatea noastră a civilizației. Și ce este foarte interesant, pentru că bunica mea mi-a povestit acest moment al omului nopții, ea fiind fată fecioară care mergea în sat, la șezătoare. Și eu tot timpul când mă întâlneau, că o rugam să mai răspună povestea. Este fantastic acest timp. Și poate chiar a fost acest om al nopții, nu? Dar pe care civilizația, cu atâta lumină și gălăgie, l-a pierdut. Sau cel timp în care se spune că feciorii mergeau în sat, mergeau în pădure și dacă cumva călcau în urma spurcate a unei pădurii, erau purtați până dimineața și se trezeau obosiți în nu știu ce capră de pădure. Era un timp atât de frumos al poveștilor extraordinare. Dar să ne întoarcem puțin în acest timp al Crăciunului, atât de frumos, în care cu mic, cu mare, ne pregăteam de colindat. Veneau vecinii mei de Ordica și cu Radu și colindam împreună. Și când venea Crăciun, ajunul Crăciun, ne îmbrăcam frumos, ne luam câte o botă în mână, în loc de lanternă, că era pe vremea comunismului, erau 3 becuri în sală, la biserică, la școală și la primar. Și mergeam cu sfială. Bineînțeles că câinii erau legați, dar noi eram pregătiți. Și dacă era sau nu era câine în curtea gospodarului, după ce colindam frumos, că și ne pregăteam și noi, 5-6 colinde știam.
colindam frumos și ziceam după aceea gazdei: mulțumesc, gazdă jupânie, că m-ai apărat de câine, că de nu mai fi apărat, tot mai fi scurticat, adică rupt. E bine, iată, ne ajung și în acel moment frumos al tinereții, al adolescenței, eram feciori și acum mergeam doar la fetele frumoase din sat. Nu numai, toate fetele erau frumoase în satul românesc. Și după ce colindam frumos, cât mai strașnic, de ploua, de nu ploua, îi spuneam gazde: afară plouă de cură, mă bat stropti păstă gură. De-ar hi cu pălincă rece, n-ar hi baini să mă nece. No, da, acum suntem, uite, aici la Sfântul Ostaș, ne întoarcem în timpul real. Ia să vedem, oare bună pălinca asta ce-a făcut o gazdă aici? Ia să vedem. No. Afară plouă de cură, mă bat stropti păstă gură, de-ar hi cu pălincă rece, n-ar fi banii să mănece. Acum vede și ăsta la colindător. Așa. Multă sănătate. Hai că e adevărat, de anume, e adevărat. Ei bine, și acum să spun și o mulțumită gazdei că ne-am străduit noi să colindăm cât am putut mai bine. Uneori am mai luat-o cu ton mai sus, mai jos, dar am reușit, nu? Ne-am străduit și cred a meritat, nu cu o pălincă bună. Așadar, să fii gazdă veselos, că ai ajuns Crăciun frumos și găzdoaia veselosă, că o găta mândru în casă, pe la uși cu flori de ruj, la ferești cu flori domnești, pe masă cu trioieși, nu te teme, tăti ori trece. Noi suntem rău mai 215. Așa. Dragilor, haideți să ne întoarcem în acel timp frumos al copilăriei, să colindăm împreună o ceveste minunată. Cred că asta e colinda noastră care cu toții o știm. Așa. Cătălin, pregătește chitara. Pregătește tonul. Așa ne mai tragem sufletul un pic. Cred că nu mai... Așa.
nostru Iisus Hristos în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră. Multă sănătate și la mulți ani! Mulțumiri deosebite prezentatoarei noastre, Mihaela Uniță, care ne-a acompaniat și ne-a ghidat în acest spectacol frumos și de asemenea emeritului profesor, domnului Vanea Tudor. Mulțumiri alese tuturor și mulțumiri dumneavoastră pentru prezența și susținerea și bucuria de a fi împreună. Sărbători frumoase!